Tataie tu cărțile. Ce ai făcut tău pe mână acolo? Hă? Făcut ieri. Ce e aia? Roza vânturilor? Ceva? Bă, busolă? Da. Rozeta vânturilor. Zi-mă ce e aia. Da, busolă. Busolă? Da. Păi și n-are cum să arată decât bă, cum stai am tu. Început? Eu când mă îmbăt, mă duc acasă. Stai așa, am dat drumul? Bă, știți, bancul ăsta mi-a trimis fix acum pe Messenger-ul de la Facebook, mi-a trimis un tip pe un Messenger-ul banc. De la Facebook? Da. Așa zic eu ca să fiu politicul corect. Deci fii atent, mi-a trimis un tip acum un banc. E foarte drăguț. Un orb intră într-un bar, apoi într-un scaun, apoi într-o masă. Eu acum l-aud prima oară și i-am dat înapoi ha-ha-ha. I-ai dat înapoi ha-ha-ha? I-am dat deja ha-ha-ha. Auzi? Ha-ha-ha, de patru ani scris. Păi șterge ăsta cu ha-ha ca să dai doar ăla așa. Băi, atât de vechi ăsta să nu-l dai mai departe. Ține-l tu că e valoros. Da. Și be careful with that joke, it's an antique. It's an antique. Ce da, reușim să vorbim. Bă, hai să vorbim despre elefantul din cameră. Cine? Este expresie care se cheamă The Elephant in the Room. Uh-huh. Vreau eu să fac, dacă nu vă se supără nimeni, vreau să fac o mică prezentare. Suntem în trupa Deco completă. Da, așa. Da. Ce drăguț. Nu vine să cred, fetelor. Ce drăguț. Da, pentru că dumneavoastră este pe Danchi și el. Da, da, a, nu că a murit. Deja, deja când va fi pus, când da. Este să fie pus ăsta. Da, mă, e formula 2006, 2007. Ce, mă, nu, mai devreme, mă, dacă am început în 2003. Când nu mai era. Când am rămas când e ultima oară când eram așa. A, când nu mai erau, păi după ce nu mai erau alții. Da, după ce a plecat toți, da. Cred că da. 2006. 10 ani, după turneu, 10 ani, frate, de 10 după ani. După 10 ani, zici că e Alexandre Dumas. După 10 ani. Yeah! Hey! Deci este Atos, Porthos, Aramis și Adrian. O să facem și un chef. Nici mie nu trebuie. De la emoție, sau ce? Am un pic. Am un pic de emoție, eu unul chiar am. Și Alex, că și Alex era atunci la muzică. Ah, cu geaca. Uite ce frumos a pus și în da. Fața camerei și în fața luminii. Cu geaca. E totul bine. Geaca, avea geaca, geaca albă. Aia albă. Ne-am dat seama că sunt 10 ani de când eram în formula asta și erai tu la sunet cu geaca albă mare. Aveau geaca. Tu n-ai plâns pe Bobo? Ieși afară, mă. El a venit când eram plecat în legiune. Am o perioadă de nebunie în care... Când te duci suflat în Brăila, da. Eu propun să-l dăm afară, Paris, dar nu vreau să-l fac pe Bobo, să te simt aiurea, știi? Nu. Bă, da, 10 ani. 10 ani mâncava-și gura voastră de 10. Când... 10. 10. Da. 10 ani. Bă, într-un fel mi-a prit bine. Păi asta zic. Dai seama. A fost așa cum, știi, cum face copilul 18 ani și îl trimis la muncă și da. După aia se duce spre frumos. Binele lui. Da, se duce dar frumos în Spania, face bani. Ăștia 10 face... ani înseamnă foarte mult. Deci am Vio, pentru că am urmărit podcastul vostru în care ați vorbit despre Sala Palatului și despre mine. Da, da. Bum. Și îi spuneam lui Vio că e ciudat, e ciudată și percepția voastră puțin, pentru că de fapt de la voi eu mă așteptam să aveți percepția mai apropiată de a mea. Anume? I-am avut ani de zile în care am avut oameni cu care lucram și care mi-au spus-o în față, bă, de unde atâtea pretenții? Pentru că până să faci tu asta cu mine erai un nimeni. Și eram, nu frate, nu eram un nimeni, adică am muncit din 2003, de când spuneți și era și voi. Păi am muncit, frate, n-au... S-a părut că am avut noi atitudinea asta că tu erai un nimeni sau ce? Nu, îi spuneam lui Vio că din de potrivă. Fapt... Nu, am plecat de la faptul că spuneați că dacă că Sala Palatului se datorează și serialului, fără doar și poate. Da. Serialul m-a făcut mai cunoscut decât voi. Adică indiferent cât de bun aș fost în stand-up... Stai puțin, tu nu poți să legi o chestie, deci... Nu, neg. Serialul a fost o trambulină... Da, bineînțeles. ...de pe care te-ai aruncat într-o piscină. Da. Acum. Deci tu de pe trambulina aia te-ai aruncat în piscină. Piscină acum, de vreo 4.000 de locuri. Da. Acum, dacă tu nu ai fi făcut anii ăia da, de stand-up, da. Nu era apă în piscină. Corect? Deci da. Pentru tine serialul a fost o trambulină și pentru ai sărit în piscina aia și ai putut să noți că erau niște ani de experiență da, acolo. Că, asta spun știi, că... Ai văzut că mai ai colegi, acum Dumnezeu să le dea sănătate, nu le dau nume, mai ai colegi din serial
cărora li s-a umflat un pic pula așa și s-au apucat ei să facă stand-up și o târie de asfalt greu. Nu zic dai tăi de gașca ta. Știu, e doar niște... vorba de un singur caz. Da. Bă, eu spun doar că, fără doar și poate meritele serialului sau recunoștința mea față de ce a scris Mimi, și de întreaga echipă, vorbesc acum și de Buliga și de oamenii care au crezut în proiectul ăsta, e una uriașă. E clar că, adică văd ce se întâmplă în țară cu spectacolul ăsta. S-au unit niște forțe acolo. Doar că, noi am început să filmez în 2010. Da. Deci aia 7 ani în care n-am cum să uit pizza de la Panipat. Da, și nu este... uitat pizza de la și pe unde am stat, adică compromisul făceam ca să am unde să stau. Da, mă, adică, eu n-am uitat pizza de la Panipat că nici n-am mâncat. Nici primit acuză. Cine era nebun să spargă panipat? Bă, eu zic următoarea treabă. Cum am și vorbit și am amintit de chestia asta, ți-am făcut așa un traseu foarte simpatic până la asta. Eu am filmările de la Deco, că m-a luat pe mine pandalia asta, să mă duc la Dan, la Chișu, și să-i zic așa, dă-mi și mie, te rog frumos, tot dacă vrei, casetele de la Deco 1, da, Deco 2, da. Tot ce am filmat pe la Cluj, plimbările noastre și așa mai departe, vreau să le am. Le-am trecut pe format digital, am dat o grămadă de bani pe ele, doar ca să le am și să mă bucur de ele. M-am uitat pe niște... O pizdă de cum am dat-o, da, am dat o grămadă, am dat o grămadă de bani, da, pentru că vreau să știu că nimeni n-a vrut. Lu Chișu i-a dat o grămadă de bani. Nu, dar n-a vrut nimeni să se bage în treaba asta și am plătit eu. Noi, short story long. Faza e așa. Deci m-am uitat pe filmările alea. Băi, mâncați-aș gura ta. Tu știi cât de fain să vede drumul fiecăruia dintre noi în viața noastră de la filmările alea. Avem o filmare foarte simpatică, am arătat-o lui Vio la un moment dat când am fost într-o vacanță la Techerghiol. E un details. Ați fost voi doi integrați. Ideea a fost la Techerghiol atunci, noi nu știam. Tu nu știi când e vorba de Nămol. Numai atunci, mă, acum. Când e curând. Și la Nămol, nu te gândești la Techerghiol. Am arătat. Dacă îi mergeau în vacanță la Techerghiol. Fii am arătat filmările astea și am arătat drumul nostru spre Cluj. Am plecat noi la un moment dat cu o dubiță înspre Cluj, unde am făcut foarte multă caterincă și vroia foarte mult Dan să facem noi caterincă pe așa. Și de acolo a fost faza ta cu sunatul la vrăjitoare. Există filmarea, da, undeva? Da, e foarte tare. Și mai aduce aminte, Bobo, de aia? Că sunai la vrăjitoare? Ai sunat la vrăjitoare și la curve și a fost, bă, tu știi cât este? Aur. Cât de bun a fost aia. Aur. Nu mai știu. Eu eram atât de băut și cred că și un pic fumat, că eu pe drum stăteam ghemuit așa și mai făceam și mai săceam câte una acum, nu știu ce. Se vede foarte frumos drumul fiecăruia în acea filmare cu drumul așa. Viu cum era el, neîncrezător și așa. Teo este dintre noi, e arogantul care mai aruncă din când în când. Că erai, am și filmările alea, erai într-un fel arogant. Băi, eu sper să rămân arogant. Pe mine nu mă îngrijorează aroganța, pe mine îngrijorează să nu cumva să rămân deci, fără ea. Și care-i faza? Filmările alea pe care le am, aveai așa o mega încredere în tine când te urcai pe scenă și absolut tot ce făceai. Da, într-un fel să știi că... Teo, de exemplu, mie mi-a insuflat din încrederea lui care avea la începutul atunci. Mamă, adică... poți să-mi dai înapoi cu dobândă? Te rog, eu că am rămas fără. Bă, iau cu toată dragostea. Ideea e că... nu, și am vorbit și după show atunci. Eu v-am spus o părere pentru că nu v-am mai văzut de mult, dar în continuare ați rămas la fel de bun. Adică nu vă gândiți. Sunt momente și perioade. Dacă cumva nu te simți bine acum sau e o perioadă... Da, mă simt foarte bine acum, numai că ți-am zis și ție după show ăla, că tu ai zis că, bă, de ce n-ai avut încredere în chestia așa? Așa mi s-a părut că la început... La nivele diferite de încredere. Da, așa mi s-a părut. Mie îmi place foarte mult siguranța. Îmi place să-i simt cum își pierd încrederea și după aceea să-l iau înapoi. Da, e diferit, exact ce ești tu. Eu sunt altfel. La mine trebuie să fie totul... Acum, ceea ce înseamnă, fii atent. Deci când în filmarea cu drumul de la înspre Cluj, este orice glumă de dai, tu știi cum, deci era nesiguranța foarte faină la tine. Cu orice glumă de dai, te întorceai în tine, hai ca să n-ai ieșit. Era foarte mult. Bă, este foarte faină. Băi, știi de ce acum se întâmplă treaba asta? Pentru că revin la începutul discuției, odată ce încep oamenii să vină într-un număr atât de mare să te vadă,
nu-ți mai permis. Știi cât, eu am avut o luptă de convingere cu Vâncică, cu Mihai și Costi și asta acum 2 ani, când le-am explicat de ce ar trebui să ne îmbrăcăm frumos pe scenă. Nice. Și, pentru că făceam, în, da, știi când te uiți la lui și îl vezi cum e îmbrăcat cu tricourile alea și da, nu știu ce, deci bă, percepția lor asta era, doar și noi, deci, păi stai mă că nu ești ăla, adică nu te prezintă nimeni. Nu, mă, pentru lui CK e altfel, am dat uniformă. Un exemplu. Nu, dar ai dreptate, da. Dar pentru el e o uniformă. Dar îți permiți să faci asta când vrei tu. În momentul în care lumea la noi plătește un bilet destul de scump, primul lucru e, am zis, bă, indiferent de ce spunem pe gură, trebuie să fii îmbrăcat frumos. Da, nu, ai dreptate. Și am reușit să ne îmbrăcăm de acolo, bun. Am avut și o perioadă în care ne-am îmbrăcat efectiv la costum. Acum am trecut dincolo de costum, poate și o cămașă, un pantof, ce mai nu știu de ce. Ce de... Să treci, adică să nu te mai, să te simți destul de prost în costum dacă n-ai purtat o viață, știi? Uh-huh. Și atunci am trecut la mai lejer, mai la o cămașă, dar tot în grijă. Și atunci, de aici, de la îmbrăcăminte până la efectiv siguranța aia care urc pe scenă, okay. Toate astea au fost un necesar, pentru că nu-ți permiți. Lumea ne iubește atât de tare din cauza serialului și ne descoperă cu stand-up-ul mergând în țară, pentru că gândește, noi suntem al treilea an când mergem în țară, pentru a treia oară în același oraș. Dacă nu am fi fost buni la stand-up sau dacă nu i-am făcut să râdă, nu cred că ar fi venit doar pentru că ar fi fost serial. Păi de ce ți-ai, mă, Bobo, tu nu înțelegi metaforele? Știi? De ce spuneam că aia a fost o trambulină și dacă nu aveți experiență, nu era apă în piscina aia? Adică vă spărgeați capul și aia era, săreați de baia și nu-ți mai de acord, nimic. Dar de aici, de asta spun că de fapt reversul medaliei este că am pierdut asta care mi era dragă. Ce? Fapt, da. Urcarea asta pe scenă într-o nesiguranță totală, da, și un început care să dea o... Bă, ești prost la faza asta, pentru că poți să o faci în continuare în cluburi mici. Nu mai poate să fac asta. Bă, nu e așa, nu Teo, știi care faza? Da, pentru că atât de mult vor să te vadă și atât de mult mă așteaptă exact să mă vadă pe scenă, încât nu mai am... De fapt, am o altă nesiguranță acum. Mai diferită decât aia. Acum... am nesiguranța că nu-mi va ieși sau nu voi avea bridge-urile bune sau nu le leg cum trebuie și pierd și mă sperie asta. Ah, păi acolo e frumusețea, mă. Bă, păi da. Frica aia e foarte mișto. E, asta e mișto. Băi, uite, acum comparând și mergând, nu vreau să extrapolez, nu vorbesc acum de o sală de la Galați care are 600 de locuri și mă duc în sala Palatului, dar vreau să vă gândiți la asta, să aveți imaginea asta. La Bobo și urmă, bă, dar 600 de locuri. Deci cred că de sală mică și du-te la sala Palatului. Teo, du-te la sala Palatului, indiferent cât ai vrea tu să... Nu te ține, bă, sală, deci, și eu am făcut. Tu știi cum e acolo? Dar nu este, mă, se ridică, bă, părul pe tine. Deci, stai, eu prima oară la sala Palatului. Eu nu spuneam să te duci nesigur sau nepregătit la sala Palatului. Eu spuneam că dacă ți-e dor de nesiguranța și de căutarea aia, poți să o faci în cluburi mici. Nu poți să o mai fac nici. Poți să o la Deco. Să zic, deco deci nu poți să o fac nici la Deco. În momentul în care, de exemplu, între noi se urcă pe scenă, ești tu acolo singur, așa mai departe. Tu când te urci pe scenă, în primul rând, el concurează cu Bobiță, da, și nivelul, da, ăla de umor. Asta, da. Și acolo trebuie să se ridice de fiecare dată. El nu poate să fie sub el cum ar veni. Da. Tu când ești, eu, nu concurezi cu nimic. Eventual, da, cine a fost înainte sau după. Da, și asta, da, e adevărat. Dar tu când te duci acolo, trebuie să fii la nivelul ăla. N-ai cum, da, altfel. Nu, da, da, cum spune Teo, în cluburi din București, acum cluburi mici, vorbești de 3 cluburi, de Racing, de 99 și, da, de Deco, numai statele. Mici. Sunt mici, dar pentru stand-up-ul de la noi sunt mari, sunt cele mai mari. Da, mă, știu, dar e un public mic. Da, dar nu-ți permiți, mă, iar aici nu sunt toți care vin. Bobo, eu o să mă arunc și o să-ți zic o chestie. Permiteți. Dacă nu-ți permiți tu ție să o dai în bară, să te arunci, să cauți, să încerci, să așa, o să te ofilești, crede-mă. Permiteți, frate, să cauți. Bă, nu neapărat, că să știi că mi-am găsit resursele necesare să o transform într-o rutină constructivă. Bine. Adică... Atunci am găsit calea și aici. Adică nu pot să spun că o să mă perimez din cauza că nu mai îmi permit. Nu. Am găsit și aici o variantă în care să-mi permit niște lucruri fără să simți. Da, mă, sau fără să simtă normal, ei. Normal, că le mai strecor pe acolo. Da, așa, da, ce fac. De exemplu, mie mi-a fost foarte teamă mulți ani de zile să fac crowd. Adică nu... Crowd work, să lucrez cu publicul. Da, știi? Și știu că am vorbit cu tine acum vreo 3 ani de zile, cred. Și mi-a zis, bă, fă asta că o să-ți placă. Și eram, bă, Teo, nu pot, frate, să vorbesc cu oameni pentru că nu știu ce să zic pe gură. Și unul la mână mie să nu-i jignesc, să nu înțeleagă că de fapt a fost o glumă și așa mai departe. Și a început să-mi placă asta acum. Și mi se pare că asta este incredibil. Știi, să poți să vorbești cu ei, să nu-i jignești, dar să-i faci să râdă. Și e genial, am început să am show-urile 10 minute, indiferent unde merg, vorbesc cu ei.
știi, până să-mi intru un material. Da, să-ți dau un șervețel? Nu. Am simțit un pic de emoție. Da, am început să vorbesc cu oameni și sunt așa și vin cu problemele lor. Nu vorbeam, n-au și dădeau bani și eu plecam. Au început să-mi spună de probleme. Am avut un caz la la o femeie. Am văzut cu ce lucrezi. Era surdă. Era fană și era surdă și nu înțelegea ce ziceam. Și copiii acasă. Sugâiam buzele, ea nimic. Și la un moment dat a zis și ea, mama, atunci mi s-a rupt. Atunci toată sala s-a rupt. Da. Și am adus două bilete. A fost foarte... Nu, ideea e că poți să faci lucruri mișto, dar poți să le faci doar în... Nu știu cum să zic. Ai foarte mare dreptate. Fii atent, hai să-ți dau un exemplu de unde m-am dus foarte rău. Dar scuze, atâta mai zic până să zici. Hai. Dar peste toate astea, vreau să vă spun că la sala Palatului e foarte ușor. Da, da, normal, da, mă, normal. Asta e cel mai ușor, la sala mare. Hai că nu ne mai explicăm la asta, n-are rost. E, no, e, foarte ușor. E foarte ușor, la sala Palatului e easy. Dă-mi și mie bora. Am niște seri în care, eu am niște seri din astea, eu cu astea lucrez foarte mult. Când am niște momente din astea, mi-ies bine niște lucruri, sunt ok și... Bună ai! Am, mai foarte are, mult, mai am câteva, nu foarte multe, mai am. Foarte bine. Am un moment în care mă sabotez ca nebunul. Nu știu de ce mi se întâmplă treaba asta, dar mă sabotez. Într-o seară, de curând s-a întâmplat asta, am dat-o ok, era lumea un pic amețită, eram și eu un pic amețit la show, nu știu ce, și se oprește show, zic cam asta a fost spectacolul și îmi dau seama... Că vreau să mă bag într-un penibil, adică vreau eu, de nicăieri, vreau să mă bag într-un penibil stupid. Nu mă ajută cu nimic, nu câștig nimic. Deci o seară oarecare de vine. Deci, da. Și după ce s-a terminat spectacolul la un moment dat, m-am oprit și am zis la oameni, bă, spectacolul s-a terminat, dar eu vreau să vă văd de pe scenă cum plecați, în timp ce eu fac stand-up. A fost extraordinară seara, ți-am zis? Că eram afară la țigară și am văzut oamenii că începeau să iasă, dar ieșeau la modul, nu la țigară, da, ieșea, pleca lumea. Plecau. Da, pe geamă îl auzeam pe Costel, că pe ce zic, bă, ce dracu se întâmplă? Ce l-o fi zis de... Păi, dar nu, dacă nu putea să fie atât de grav încât se care toți deodată. Zic, mă, ce dracu se întâmplă? Da, da, au plecat toți și experimentul, da, a rămas tu cu barmanii, nu? Sau ce? Nu, nu, au rămas vreo 20 de oameni. A rămas vreo 20 de oameni, nu știu ce, și a fost un moment în care, efectiv, timpul în ce se întâmpla toată treaba asta, mi era trecut prin față, mi se trecea prin față, un pic controlat de mine, un coșmar. Coșmarul cum se ridică oamenii și pleacă. Dar că e acum, eu le-am zis. E foarte bun asta, cum ți-ai zis un coșmar, dar sub control. Da, el de multă vreme are coșmarul. Am coșmarul ăsta, că pleacă lumea de la spectacol că și pleacă. Și știi că l-ai trăit la Arad? Durut. Îți mai aduce aminte la Arad că l-ai trăit? Ah, da, 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 da. Băi, a fost extraordinar la Arad. Deci la Arad, tu erai deja plecat la Timișoara. A fost atunci când am făcut Arad și Timișoara în aceeași. Da. Și tu ți-ai făcut treaba, a fost ok. Mersi frumos, Costel. Încerc să nu, a fost ok în sensul că n-a plouat. A, da, ok. Asta vreau să zic. Am mai făcut și mai vechi, dar a fost bine, da. S-a întunecat și a început să plouă. A, și el nu știa că plouă. Nu, pentru că era scena acoperită și avea luminile în ochi. Și la un moment dat a văzut, dar eu m-am căcat pe mine de râs, pentru că eu din spate am văzut cu oamenii se ridică, tu nu te prinsese. Și la un moment dat când s-au ridicat, deci erau vreo 400 de oameni afară, da? Și la un moment dat când s-au ridicat vreo 150 au început să fugă spre un gard. Dar tu nu vedeai deloc, nu? Nu, vedeam oameni că se ridică și fug. Bobo, ce drăguț. Scena era acoperită, cu luminile în ochi. El a văzut doar la un moment dat că jumate din sală, din public, fugea spre un gang. Mă gândesc, atenție, dar el fugea. Deci el nu că a văzut că se ridicau pe unul. Ia, Rodico, în pizda, mă, sigur, lumea lui. Nu, el a văzut asta. La mea și-a fugit și pe masă. Mă, dar nu cred că cum asta. Și m-am oprit. Bă, am fost, bă. Nici mai știu ce s-a întâmplat. Că... Te-ai dat jos. Te-ai băgat între oameni, da. Ți-ai dat seama că plouă, și ai început să vorbești cu Dumnezeu. Da, exact. Și știi ce ai zis? Da, știu. Ce ai zis? Știu. Nu știu exact cuvânt cu cuvânt, că nu știu. De ce ai zis? I-a zis așa, vreau. Deci începuse să plouă și Costel era între oameni cu microfonul în mână, aia se dusese într-un gang să postiseră și mai rămâse jumate din public așa în ploaie, dar nu ploua foarte tare. Da. Da? Și Costel a zis, Doamne, era să uita în sus și a zis, Doamne, atât de mult îți place la scherbiți. Da? Bine, dar s-a fost între ei cu microfonul. Da, era în public. A fost creat un moment. Așa lângă și a stat în genunchi. S-a creat un moment. Mă gândesc că la final să le vii și acum spate în borcanele, fiecare cât are în el. Și un fel de mista de asta. Nu, dar nu a fost numai asta. Asta a fost cumva, a fost mișto ca un punct acum. Dar să știi că se uită.
da, Dumnezeu. Da, uite, dacă îți dai seama. Pe jumate de rating. Că, Da. Și hai să revenim la povestea aia. Bă, și în timp ce ce plecau oamenii, deși controlam eu chestia aia, bă, un sentiment atât de oribil aveam. Că da, sunt penibil. Unul la mână că nu ploua. Da, Bașca, și tot plecau. Bașca și tot plecau și eram la modă, bă, dar chiar și așa nu sunt oameni interesați. Că e în continuare un om pe scenă, nu sunt oameni interesați. Hai, bă, să vedem ce se întâmplă. Ăsta n-a coborât. Eu le-am zis că s-a terminat. Și era Bă, Costele, dar te-au crezut, mă, ce n-ai înțeles? Câțiva. Da, și eu aș fi plecat. Păi da. Dacă mai zbuc și eu, s-a terminat, dar vreau să mai duc. Și mai veneau, mai veneau pe scenă, mai făceam o poză cu ei cu microfonul. Nu cred. Da, a fost un moment. Da, am filmarea, mă. Am o filmare, deci am filmarea și foarte mișto cadrul ăla. Fii atent, Costele, ce cadru mișto am. Am filmarea, tu erai pe scenă și erau oamenii numai în stânga scenei care rămăseseră. Și o filmare cu tine pe scenă și cu ăștia aici. Și după aia am tras un pic cu telefonul partea asta și se văd fetele care curățau mese și adunau sticlele. Asta, știi, până să spui tu cu ce te-a ajutat. Știu la ce te-a ajutat. Te-a ajutat la doi copii, soția, tu 70 de ani, masă de aia de Paște. Tu vrei să zici și zici și vezi că se ridică și pleacă și în pizda, mă, te-am plecat 200 într-o seara, mă, la 3 de voce, mă, piși pe voi, stai mănânc cozonacul singur. Și asta îl ajută pentru că l-a rămas cu asta, când pleacă 200 de oameni. Una este să-ți plece 200. Bă, dar vezi ce zic, bă, de ați înfruntat fricile? Uite, vezi asta, bă, ați înfruntat fricile, da? Ia fă și tu asta la sala palatului, la iarnă. Zile, bă, și eu s-a terminat, eu rămân aici până plecați. Aoleu, e greu, mă, nu poți. Nu, lume să mai faci multă. Ce am învățat eu din toată chestia asta este că după momentele astea te trezești a doua zi nașpa. Tu te-ai trezit aia după. Bă, m-am trezit foarte. Bă, dar știi care e faza? Uite, poți să-i zici lui Vio că am vorbit cu el a doua zi și am povestit ce ai făcut și i-am zis așa: bă, ieri seară Costel a luat o razna la ultimul show. Și el a zis: aoleu. Și am zis, nu, a luat o razna frumos. N-a luat o razna aiurea. Ai luat o razna exact cum zici tu, controlat. Deci nu s-a întâmplat o chestie care era în afara controlului tău. Oricum, și ai făcut, se terminase într-un fel. Nu, dar ai făcut un experiment. N-am fost nimic rău în asta. Fii atent, ideea e întotdeauna. Dar te-a deranjat că oamenii au plecat? Nu, știi deranjul care a fost cel mai mare? Bă, dacă nu plecau, era eșuat experimentul. De la ce? Nu, dar deranjul cel mai mare. De la prima. Deranjul cel mai mare pe care l-am avut a doua zi dimineață este că era de unde a plecat toată treaba asta. Că m-a luat necontrolat și apoi a devenit controlat. Stai puțin, pentru că noi am mai făcut chestia asta. După ce s-a terminat show-ul, am mai făcut în continuare. Și oamenii dar au stat. El le-a zis să plece. Și n-am coborât de pe scenă și m-am urcat okay, din nou. Cum a ieșit show-ul până atunci? A ieșit ok. Ok, era un show normal. Da, da, a fost, nu, a ieșit fost bine. Acolo. Era un show ok. Un show e că mi se pare ciudat de ce au plecat atât de mulți. El s-a lungit, mă. Deci noi am stat... Am stat 35 de minute. Nu, mă, nu. 31. Nu, mă, nu. E o chestie pe care nu poți să o faci la curve dacă mergi. Știi, să zici, eu mi-am dat drumul, dar dacă vrei să mai stai așa, fiu, tu mai stai, dar e bine. Nu, ia să fac asta. Nu, mă, ia să fac. Da, ia, dar nu că cum e, că înțeleg cum e, că eu prima oară de asta m-am gândit, logic, dar nu-mi vine. Nu, tu te duci la curve. Da, și ia să zic. Și ea la un moment dat zice, bă, s-a terminat timpul, eu o să plec, tu mai stai dacă vrei aici și să poți să mai stai la ea acolo. Deci faza era mult următoare. Ea ne plecă. A fost un show foarte, a fost un show absolut în parametri, absolut în regulă, da? Costel s-a lungit. Tu le-ai zis să plece pe la vreo 40 și ceva, deci din 25 de minute teoretic. Ah, ok. Jumătate de minute. Pe la 40 și ceva de minute, care se lungise și cu ce mă mai lungise eu și cu așa de show, era deja la o oră 45, o oră 50. Okay. Atunci Costel le-a zis, bă, plecați. Deci era deja depășit. Și după ce le-ai zis, ok, bă, plecați, ce glumă ai dat? Mamă, deci am continuat. Glume vechi. Am dat centaurul. La un moment dat am început plecat. Cred că de la centaurul. Nu, a plecat. La centaurul nu ți-a mai făcut figuri? Deci, dă-te cu ceva nou. Centauro 1300 coupe. Deci sport. L-am și umanizat. Să știi că și mie îmi bată chiulasa la aia cu bășini.
N-am mai ieșit cu ea. Bă, a și murit vaca aia. Da, a murit vaca aia, trebuie să-mi iau altă vacă, că dă o bășină și cade vaca. N-am murit. E ca căzută pe direcția aia la altă, vrate, că trebuie să dau mai lap. La început o mai întorceam să cadă la cealaltă parte. Era că dacă trebuia să vorbească cu vaccinul aia la altă, spunea, voi ce faceți, voi dați data, eu trebuie să se presez asta pe mine. Da. Să cad data fac eu de când m-am născut. Să fie un documentar pe Netflix. S-a întâlnit vaca cu centaurul. S-a întâlnit vaca cu centaurul și a zis, ce faci tu, e centaurul normal? Ce bun e asta, vaca cu centaurul. Și la asta au picit centaurul și a miroșit-o pe vacă. Bă, dar miroși rău de tot. Se bese ăla pe mine de... Ce bun. Și chiar dacă nu se bese, i-a rămas cu aia în care nu poate sta mult în picioare. Adică tot cade, știi, care... Fin. Ce frumos. Bă, da. Foarte drăguț. Aș mai bea o bere. Dar mă duc eu. Te duci tu să-ți iei o bere? Mă duc să-mi iau o bere. Ce e dracu, ce prost așa, vezi? S-a început și eu de-a singur. Chiar m-a luat un băiat pe Messenger. Te rog frumos să nu mai faci prost pe Costel, că pare băiat ok. Asta e mult pare mai așa. Pare și în cuvântul da, da, pare. Da, doar pare a fi băiat de treabă. Da, și mie înscriu să nu-i mai dau palmenul. What's up, dude? Stai să-mi apresc asta. Serios, în serios, să-mi ce-am nu, să știi că nu te-am recunoscut. The Late Night Show Classic. Cât de mult te deranjează Bobo confuzia între Bobo și Bobiță? Tocmai asta e cheia, mi se pare că Bobo, Bobiță e foarte aproape. Bă, și... eu în orice caz, mie mi se pare că tu joci un personaj foarte apropiat de tine. Serios acum, nu vreau să te jignez, nu vreau să te complimentez, eu așa o văd. Nu, nu, nu mai e, poate că a fost la început, că mi-e într-adevăr a scris după ce ne-am împrietenit, dar e de mult asta. Adică nu mai avem. Și am mai avut interviuri de la oameni inteligenți care m-au pus și m-au întrebat. E fina asta, diferențele între noi doi sunt mari acum, între mine și Bobiță. Bun, dar zic apropo de cum văd oamenii, cum te văd oamenii, cât de mult te deranjează faptul că oamenii când se uită la tine îl văd pe Bobiță? Nu, nu mă deranjează, eu n-am cum să le explic asta, că de fapt... Păi și nu te deranjează că nu poți să le explici? Nu, pentru că m-a deranjat la început, dar după aia lucrurile s-au schimbat, fără să fac eu nimic. A fost o perioadă de vreo 2 ani de zile în care lumea striga la mine Bobiță pe stradă și după aia a fost un lucru foarte frumos în care lumea a început să mă oprească pe stradă cu bobonete. Și faptul că mi-au reținut numele însemna foarte mult. Băi, ești nebun, deci Bobiță a fost ca o cocon din care a ieșit da, fluturile bobonete. Da. Ce frumos. Deci nu mă deranjează. Și oricum nu mă deranjează nici acum. E, unele lucruri sunt foarte funny. Că bă, cred că a ajutat chestia asta, a ajutat foarte mult stand-up-ul. Că dacă aveai doar serialul, mai degrabă rămâneai în Bobiță și lumea te... Dar așa că te văd și la stand-up, deja încep să... Da, păi într-un fel sau altul, oferta e... Auzi, dar ce ai simțit tu când veneau oamenii... Că aveți foarte mulți oameni care vin să vă vadă la stand-up pentru că știu serialul și nu știu de stand-up. Sunt foarte da, mulți. Da, dar noi niciodată nu ne-am gândit la asta. Nu. Când dar te uiți pe scenă, nu te gândești la asta. Da, nu zic că te gândești la asta când te uiți pe scenă, dar cum îi... privești pe ăștia, cum îi simți pe ăștia care vin să-l vadă pe Bobiță? Deci ei cumpără bilet la spectacolul Bobo. E incredibil, ăsta nu s-a dus să-și ia bere? Ba da. Și-a uitat să-și ia bere? Deci, cum îi simți pe ăștia care vin la spectacolul tău de stand-up, dar ei în capul lor vin să-l vadă pe Bobiță din... Păi tu, n-am de unde să știu asta, nu știu cât sunt. E clar că sunt amestecați. Sunt oameni care vin să vadă stand-up cu noi și oameni care vin... Doar că știu că suntem din serial. Da. Și nu știu la ce se așteaptă. Efectiv n-au văzut stand-up, abar n-au. Hai să spun, cum îi simți pe ăștia care, că sunt unii cum, păi nu prea îi simt, pentru că iar foarte revenim la asta. Eu foarte mulți, cum să-i simt. Nu, n-am cum să-i simt, pentru că de fapt eu când mă urc, la mine setup-ul este foarte clar. Și de fapt, iar, nici nu-mi permit să-i simt. Adică mă duc direct, cum știu că ar trebui să vadă, să înțeleagă de fapt ce facem noi pe scenă. Ca de vaca. Da, ca de vaca, râși, ți-ai dat seama că de fapt nu era Bobiță, eram eu care... Plus că în ultima perioadă de cel puțin de un an de zile și acum numărul ăsta pe care încerc să-l fac pentru sala Palatului este despre mine și familia mea. E foarte greu să mai confunzi că e Bobiță pe scenă, da, pentru că poveștile sunt legate doar de mine. Da. Și atunci e o schimbare, care dacă și asta se va fi percepută ca atare, atunci nu mai am probleme pe următorii ani de stand-up. Nu are cum să mai întâmple să vină lumea să vadă pe Bobiță.
că ăștia care vin sunt din ce în ce mai puțini și destul de bătrâni, deci sper că în 3 ani... Dacă 10.000 de euro, iau sumările de la Deco 1. Și Bobo, nu-i dai tu, cere-i lui Bobiță. Cere-i lui Bobiță 10.000 de euro să-i dea lui Costel. Duci la Bobiță și vorbești cu el, că la sigur că este o variantă în care îi dai tu 10.000 și dai și filmările. Dar cine ai fost acum? Cine? Da, stai Gianni. Acum că zici, da. Și trebuie să-l iubiți pe Mihai acum. Da, mă, că ți-a ieșit odniela mai mult. Și acum încerc să limit pe celălalt. E bun, mă, e bun, e bun. Putea să fie în locul vostru numai el. În locul la toți. În locul la toți. Tu puteai să te faci actor, bă. Puteam. Dacă ai făcut facultatea împuțită, doctorie. Eu am făcut pasul. De asta zic că e, I am so good. Pentru că am, într-o dimineață m-am trezit așa. Și asta e jucată. Asta e prag, da. Și asta e jucat într-un spectacol de teatru așa. Și de fapt m-am trezit așa. Asta film și teatru. Da. Mi-a plăcut așa. Foarte mult. Finuță treabă. M-am trezit într-o zi cu întrebarea așa. Eu am o foarte apropiere cu sinele meu superior. O foarte apropiere, foarte mare apropiere. Am un foarte apropiere. Sinele meu superior scrie cu sunic. Sinele meu superior? Da. Cum el are show la Deco acum. Acum urc aici și se duce la Deco. Da. Deci ideea este așa. Eu am foarte strânsă legătura cu divinitatea și am întrebat la un moment dat divinitatea. Cred că e singura ta legătură strânsă. Nu vă spun. Oh, the roast of Costel, it's on. No, dar... The Bob Master. Îmi place cuvântul ăsta mic așa. Se zice Costel la Deco și spune sinele superior pe masă. Da. L-am întrebat, ce trebuie să fac? Să fac teatru, actorie sau să fac stand-up? Și a venit răspunsul foarte clar în ceea ce fac. Deci am ales foarte bine, e foarte clară diferența între ce aș fi vrut să fac, aș fi vrut foarte mult să fac teatru și film și în continuare vreau să fac, numai că îmi dau seama că trebuie să aleg între astea. Și așa ți-a zis Dumnezeu? Mi-a zis asta Dumnezeu. Sinele lui superior, mă, băi, pomonete. Între mine și Dumnezeu. SMS-ul a zis. Omul care sinele meu superior. Sinele e chestia care îți transmite mesajele de la Dumnezeu. Da, și primește răspunsurile așa și le cumva... Bine ai venit la între show-uri. Asta este experiența tu completă între show-uri. Tu nu poți să discuți cu el? Adică nu există... Nu sunteți prieteni așa? Nu are timp de mine. Pentru că... Se uite la Las Fierbinți, da. Se uite la Las Fierbinți. Nu, da. Trebuie să-ți rezolve ție să-ți ia pula mea Mercedes și ce-ți mai ia. Dar nu e al meu, mă. Da, sinele tău... Nu e al tău, e al sinele tău superior. Nu e, mă. E al sinele superior al lui Siriac, nu e al meu. Păi asta mă enervează, că Dumnezeu se întâlnește cu toți de alte Siriac și cu ăștia. De Blair și Merkel și Hitler. Tu ai, cred că, tu știi cât ai tu perioada în care poți să pari inteligent? Un minut. Nu, ai mai mult. Nu, e deci, pe ceas. Dacă ești singur, poate un minut. Dacă sunt și băieții ăștia cu tine, poți să te ducă în 7-8 minute, te sprijină, clar. Da. Deci asta că Vio te mai face prost din când în când e... E mare lucru. De fapt, el îți spune, îți dă de înțeles că show-ul s-a terminat. Da. Dacă el mai rămâne cu tine. Tu poți să pleci oricând. Eu când sunt ok, dar la a treia bere deja am încercat. Sinele lui superior borește pe toate sinele inferioare medii. Plecat, mă las în pace să-mi văd de treabă. Zice, okay, da, mă, dar ești funny, să știi, uite. Păi și asta, faptul că... Asta. Ia, ai o chestie asta ta în care Bobole, și atunci să facă The Roast of între show-uri. Ne-ai apărând acum. Asta e ideea. Eu arunc prostit dintre astea pe care le aflu ca informație. Bă, dacă tu ești fericit acum... Dai seama Costel fără simțul umorului ce era? Da, exact, Tiberiu Popovici. Era nu... Nu, greșit. Tu, fără simțul umorului, erai boschetar.
Bă, e una dintre fricile dacă ai fi dacă ai fi consumat la fel de mult, fără simțul umorului, fără creativitate, da, exact. Dacă n-ai fi consumat, dacă n-ai fi consumat și n-ai fi avut creativitate, ai fi fost un inginer perfect. Da, da, perfect. Dar tocmai asta e și ideea. Asta e și ideea. De asta eu când am văzut că firul narrativ al vieții mele a fost așa de bine scris și fără să fac eu mare lucru și doar că mi s-a dat în viață Bobo și Goga, eu sunt foarte liniștit. Că cu voi, dracii, mă înțeleg, că trebuie să ții dracii aproape. Dar pe bune, când am primit darul ăsta, că eu nu vreau să fac ceea ce vreau să fac și pentru ce am venit eu în București. Tu ai dat vreodată, ai zis vreodată public, știe lumea că tu datorită lui Strunilă... De fiecare dată o zic. Nu, nu, dar la podcast ai zis-o public? Octavian Strunilă este omul Strunilă, care a dat Goga lumii... Goga este cel care și este cunoscut. Nu mai zice Goga, că nu știe nici dracu de Goga. Nu știe nici dracu. Strunilă. Strunilă, Octavian Strunilă. Strunilă este, fii atent ce e foarte fain. Eu am fost la automatică și calculatoare. Anul 3 am fost la o petrecere la un tip cu care eu am... știi cum sunt? În momentul în care unele lucruri sunt pe aceeași frecvență... La Morfoaie sau la Bogdan? La Bogdan. La Mureșan. La Mureșan. Eu eram coleg cu Bogdan Mureșan. Eu nu m-am înțeles foarte bine cu niciunii de la mine din grupă la automatică, că eram un om stingher acolo, nu era zona mea. Și m-am împrietenit cu acest Dorohoian, Bogdan Mureșan. Toți erau Dorohoieni la petrecerea. Era Marcovici, era Mărfoaie, erau toți. Sava, nu știu ce era. Și am nimerit și eu la petrecerea aia așa. Și am dat de Goga, unde a fost ping-pong de glume și povești și povești tâmpite. Și când l-am văzut pe omul cum face și ce face, m-am găsit în el, m-am găsit atât de puternic. Mai târziu, Goga era în costel. Dar chiar să zic, într-o fost ping-pong asta. Asta s-a întâmplat la o petrecere. După aia m-am tot întâlnit cu el. Povești o grămadă am cu el, în care eram cu o fată și vreau să-i fac impresie tipei. Eram la Costinești, era Goga mor de beat la ceva ora 12 după amiaza. Eram cu tipa asta care vreau să-i fac impresie, era prietena mea de curând. Și m-am dus și zic, uite, în față este Octavian Strunilă. E un actor foarte, foarte talentat. Hai să-ți fac cunoștință cu el. Și a venit Octavian Strunilă la mine și mi-a zis, bă, căcate, mi-a dat o palme și a plecat. După care a putut-o pe aia și aia e. Da, mă, deci concluzia următoarea. Goga, Octavian Strunilă și-a băgat pula în comedie la un moment dat. Comedia a rămas însărcinată cu Costel. Deci fără Goga nu l-aveam pe Costel. Da, da, și nici pe mine. Povestea aia seamănă, e identică. Da. Ce mă? Și la fel. Tu ești tot copilul lui Goga? Da. Eu eram anul 4 la electrotehnică, a murit bunica mea, am avut o depresie uriașă, pentru că s-a întâmplat niște lucruri acolo, bunica mea a murit asfixiată, cu încă o tânără care avea 18 ani, stătea în gaz de la ea, de la o cărămidă căzută pe coșul... În fine, o tragedie. Și am fost, l-am ținut foarte mult la ea. Și am avut o depresie de asta care a durat foarte multă vreme și după foarte mult timp, niște prieteni ai mei din Dorohoi care erau studenți la Craiova, au zis, hai să mergem la Costinești, m-au luat cum ar veni. A fost intervenție. Și aici, tot în povestea Lucian, de Goga, bă, Lucian, prietenul de la Craiova, Munteanu, și eu îmi spunea, trebuie să-l cunoști pe Goga asta, prietenul, că nu, trebuie neapărat să vă vedeți. Și eram, bă, stai puțin, mă duci ca la Shiva, nu știu cine este. Și ne-am întâlnit în Costinești la o masă undeva pe lângă White Horse, vis-a-vis o de-asta de lemn așa. Erau 12 oameni și același lucru s-a întâmplat. Toată seara, pentru că am nimerit față în față cu el și masa fiind lungă, era așa. Toată seara am vorbit numai noi, ei au aplaudat efectiv de tot ce s-a întâmplat. 4-5.000 de oameni la masă. Ideea că a doua zi, omul mi-a zis, dacă vrei, se întâmpla asta undeva în august, dacă vrei, ce, la începutul septembrie, să dai admitere la așa. Și am zis, bă, dar nu am bani să vin la București, nu știu dacă... Și m-a convins, tata mi-a zis nu, mama mi-a dat 50 de lei și am plecat la București. Și Goga m-a așteptat și m-a băgat la actorie. Dar tot Goga m-a adus. Adică... Hai să zic povestea mea cum a adus el la stand-up, povestea mea cu Goga. Deci după ce am făcut seriile alea și așa, într-o seară am dat, până pe la vreo 4 dimineața la o petrecere, am dat niște povești din astea în care toată lumea de la petrecere, în afară de câțiva hipster de pe vremea respectivă care rămăseseră să danseze, erau adunați în bucătărie. Și eu cu Goga dădeam, bam, 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 ăsta era pe jos, eu eram pe jos. Eram, bă, deci foarte frumos. Are un stil Goga de a povesti și un punk, este impecabil. Și la un moment dat zice, bă, tu în seara asta am un vis.
cred că ți l-a făcut și ție, sunt convins. S-a dat tu să pai cu visul. Dimineața vreau la ora 7 dimineața să mergem într-o bodegă de cartier, să bem coniac, da, lângă oameni terminați care joacă la păcănele și noi bem un coniac, mergem după aceea și dorm la mine și nu știu ce. Zic, hai să facem treaba asta. La ora 7 dimineața eram terminat de somn. Dar pentru că îmi plăcea omul atât de mult, am fost fachet. Eu nici nu sunt, eram cu chestia. Și le-aș doar la rând, te-ai dus frumos pe la gară, pe la alea, da, le știu și eu. Avea același... Înainte de casă... Și pe jos, așa, treceau autobuzele pe lângă noi și eram, dar nu ne urcăm, ploua era, nu, nu, merge la următor, mai bem încă 100. Mai vin un coac cu mine. Păi și eram, venea să vomit, era rău. Și am ajuns la el acasă, zice, în seara asta, mâine seară, fii la deco și nu știu ce. Vezi că eu te las acum acasă la mine. Eu mă duc, am filmări la prima telenovelă. Numai iubirea sau lacrimi, nu, nu mai știu ce era, da. Prima aia cu... Prima telenovelă, e de ajuns. La aia. Și m-a lăsat în casa lui să vină niște muncitori, să facă nu știu ce la țev, eu să stau acolo și așa. Bă, și m-am trezit pe la ora 11, că veniseră muncitorii, s-au apucat ăștia de treabă, au plecat, eu am crezut că și-au terminat treaba. M-am căcat la el în WC-ul, am tras apa de 3 ori, nu s-au dus căcați... Irinei. Irinei, cum... De mult așa. Nu s-au dus Irinei, că am eu o poveste cu Irinei. Da, nu i-ai mai păstrat din cauza Irinei, presupun. Da. Acum, da, de ce... păcate nu mai sunt, nu așa. Dar pe vremuri erau Irinei și am scris-o, i-am scris să spui o scrisoare. Dragă Goga. De ce nu nici acum Suzinei? Dragă Roxanei. Nu, nu. Irinei s-au dus numai așa. Mai și ce s-a întâmplat? Scăcați, și când a venit aia? Și am scris așa, bă, uite care te-a... A, n-ai mai stat să vină... Am lăsat niște căcat la tine în WC-ul, am plecat, nu cred că vin la stand-up. Eu aveam cheile lui, muncitorii n-au putut să intre, da, n-au da, putut da. Să intre în casă la el, așa că cumva m-a sunat ăsta și mi-a zis, bă, mi-ai făcut toată treaba, lasă că nu e nicio problemă, mi-o rezolv eu mâine cu muncitorii, asta este. Dar hai să ne vedem să-mi dai cheile. Mă văd cu el undeva în drumul tabere, vine el, nu știu ce, pe stația 41, pe traseu, îi dau cheile, zice, bă, dar m-a luat foarte părintește, foarte autoritate. Mi-a dat, așa mi-a luat, așa m-a strâns de ceva față, mi-a dat o palmă. Oricum, simt ceva agresiune fizică când mi-aduc aminte. Costele, suntem pe final, tata, da. Hai. Zic așa și mi-a zis, bă, trebuie neapărat să vii. Și am stat mâncat vașgura asta cu asta, am stat acasă și nu venea. Deci nu știam despre ce treaba. Nu, dar am venit mâncat vașgura cu asta. Prima oară la... Salut. Salut. Prima oară. Prima oară m-am mâncat salutare și m-am dus... Am țipat pe scenă, ai văzut ce s-a întâmplat, am zis povestea da. Cu Ștefan, cu Costelcu și cu toată nebunia. Asta o știu. Wow! A fost așa o senzație extraordinară, imediat după ce m-a lăsat Goga în planul ăsta, imediat cum am coborât și m-am dus pe scările de la Deco 1, mi-aduc aminte ca și cum aș fi fost acum, mă duc pe scările de la Deco 1, a venit Bobo la mine și mi-a zis chestia asta. Bă, ești bun, du-te-n pula, ești bun, trebuie să faci chestia asta. Ceea ce zice și acum, numai că nu mai zice că e bun. Nu, sunteți bun. Deci asta a fost povestea și mi-este... Deci asta este, e cam benzi de sănătate, asta e origin story a lui Costel. Da. Cum s-a transformat Costel din om în comediant. That was nice. Dinchebici, deci pe tine Goga te-a făcut actor, da. Pe Costel a făcut comediant. Păi mie nu m-a făcut să-mi pară rău că s-a apucat de telenovele. Într-un fel și comedian, că să știi că Goga a fost singur om care m-a sprijinit atunci, la început. Da. Adică eu l-am întrebat serios, bă, crezi că aș putea? Păi nu, dar zic că te-a făcut actor, că după aia ți-ai văzut tu de treabă. Pe Costel l-a făcut comedian întâi și după aia și-a văzut el de treabă. Tu întâi ai fost actor și după aia te-ai apucat de stand-up. Nu, că în decembrie nu începusem prea mult actorie. Eram după o lună, ceva de genul ăsta, nu prea înțelegeam. Dar el a fost clar când a venit oferta asta cu... După ce s-a terminat treaba cu Radu Gheorghe, cu Vioara, cu Dreaștenea, atunci l-am sunat pe Chișu, dar după ce am vorbit cu el. Și el a zis, da bă, trebuie să faci asta, că mi se pare că e de viitor și pot să faci asta. Da. Și el de la început mi-a zis, eu o să te ajut acum, dar eu nu o să o fac. Și a zis, bă, nu ai cum, pentru că el a început să facă cu mine și venea la show-uri și făceam împreună. Mamă, și era foarte bun. Și am zis, bă, nu ai cum să nu. Și în momentul în care mi-a zis că nu mai fac, că îi se pare un căcat, bă, deci a căzut cerul pe mine. Și pentru mine a căzut cerul. Deci, vreau să zic o vorbă foarte, foarte urâtă acum, dar trebuie să o zic. Mie mi se pare Radu Gheorghe extraordinar. Că mie mi se pare că e singurul exemplu de tată avortat. El este tatăl avortat al stand-up-ului. El se poziționase să fie tatăl și cumva
Am murit la naștere, da, frate. Și a murit și a murit la naștere și a preluat toată sarcina. Eu am avut cu Radu Gheorghe un dialog, deci nu m-am înțeles niciodată bine cu omul. N-am vorbit niciodată aceeași limbă. Dar nu cred că se înțelege nimeni. Mă rog, dar spun că el la un moment dat mi-a zis următoarea chestie. Și asta vreau să zic, n-am niciun fel de problemă să o zic, este total curat, e adevărat, n-are omul cum să zică că nu s-a întâmplat asta. El, idolul lui e Seinfeld. Da, știți asta. Știu. Idolul lui în stand-up este Seinfeld. După care am avut o discuție cu el acum vreo 9 ani, nu știu, 10 ani, nu știu, undeva. Nu. Discuția pe care am avut-o cu el, 8-9 ani, în care el mi-a zis că nu există stand-up care nu e improvizat. A zis, tu dacă vii pe scenă cu text de acasă, ăla nu se numește stand-up comedy. Moment, în acel moment, simultan, idolul lui era Seinfeld, care nu improvizează o silabă pe scenă. Da, nu, cum pula mea le pui la oaltă? Deci idolul tău în stand-up e Seinfeld, care nu improvizează. Și tu îmi spui că dacă vii cu glumele de acasă, aia nu se numește stand-up. Că stand-up-ul este doar improvizat pe scenă. Cât de idiot să fii. Eu de asta spun că e un tată avortat. El a vrut să se poziționeze ca tată, părinte, mamă. Da, el a venit așa cu, și ne-a spus cu școlile alea de, a fost prin America, cu școala de stand-up, da. Că există, cum ar veni. Îți dai copilul la școala de stand-up. Clasa pregătitoare la școala de stand-up. Au venit la noi foarte grei de pe vremă. Să zicem, Radu Gheorghe la tine. Cum o fi? Scuză-mă, Costel, mă gândesc acum cu copiii adunați. Și cu un microfon pe la tablă. Dar unul mic de la Fisher Price de la mic. Da, Bobone, te scoate pe al meu. Bobone, da. Octavian. Și ce? Mărul, îi arată mărul. Glume despre măr. Și încearcă copiii. Da. Scuză-mă, zi. Dar faza este că noi am avut niște exemple de, adică părinții noștri care au venit, cum s-a întâmplat și la noi doi cu Dor Octavian Dumitru, ceea ce nu știu dacă am povestit vreodată. Nu, aia e o poveste pentru altă. Să știi că suntem la 47 de minute acum. Gata, asta e. Dar în momentul în care au venit oamenii să ne spună că eu am venit cu școlile din America să ne învețe, bă, hai să zic o treabă. Noi am luat-o frumos, empiric, am luat școlile din America ce am găsit pe net și am făcut toată treaba foarte bine. Mie mi se pare că nu poate să existe. Eu nu am făcut asta, că n-am știut engleză foarte mult o perioadă. Eu am găsit engleza, o aveam îngropată și n-am dat alea. Bă, Costel, și de ce mă grăbesc să închidem ăsta? Că tu trebuie să deschizi show-ul ăsta, că trebuie să pleci. Și să pleci la deco. Păi asta spun că e la și jumătate. Bă, dar chiar erau cu panică cu tine. Gata, păi da. Deci tan 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 ta da da da. Ce asta? Bobonete, Costel, Vio. Hai, mor pe scenă, gata. Du-te pe scenă frumos, îți faci căcaturile alea. O să stau 20 de minute. Bă, chiar întrebau ăștia, da, să știi. Hai că de când aștept să-ți lasă. 20 de minute.